Deputatul Florian Nicolae susține realizarea unui dialog permanent între cetățeni și autoritățile locale, astfel încât proiectele și deciziile acestora să fie adaptate solicitărilor și nevoilor comunității. El a arătat că, în acest sens, principiul de bază este acela conform căruia cetățeanul este în centrul atenției. Giurgiuveni așteaptă de la toți candidații ca ei să le reprezinte interesele tuturor cetățenilor, iar cetățenii să devină beneficiarii unei administrații publice locale moderne, care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții tuturor. Florian Nicolae a mai arătat că cele mai importante așteptări ale giurgiuvenilor sunt legate de creșterea nivelului de trai și de crearea de locuri de muncă. Pentru că ei sunt contribuabilii cei mai importanți ai bugetului local, trebuie să se regăsească în centrul atenției autorităților locale și în centrul atenției, bineînțeles, și a primarului municipiului Giurgiu. Creșterea standardului de viață se regăsește în reducerea costurilor pe care le realizează autoritatea locală și prin realizarea de venituri și identificarea de venituri suplimentare în vederea realizării de noi investiții în Giurgiu și creării de noi locuri de muncă. Primăria trebuie să cheltuie banii publici cu mai multă eficiență, a mai arătat Florian Nicolae. El a explicat că orice investiție și orice alocare de fonduri trebuie efectuate astfel încât să se regăsească în îmbunătățirea vieții giurgiuvenilor.